Salut! Bine v-am regăsit la un nou episod cu Accent. Astăzi suntem la Gorun, un brand care face costume made to measure pentru orice ocazie. Urmează un interviu foarte interesant, de aceea fii gata. Să începem! Salut, Ovidiu! Salut, Cristi! Mă bucur că ne aflăm aici, la Gorun, în acest loc și spațiu foarte frumos și elegant. Povestește-ne mai mult despre tine și despre locul unde ne aflăm. Eu sunt Ovidiu Lădar, așa cum spuneai, Cristi, și sunt consilier vestimentar de vreo 7 ani de zile, dar antreprenor de vreo 3. Chiar pe 4 februarie împlinim 3 ani de zile cu Gorun, un brand pe care l-am adus în Cluj-Napoca și dedicat în primă fază exclusiv bărbaților, pentru că lor mai am dedicat și eu cei 7 ani de experiență în domeniul vestimentar, dar de aproximativ un an de zile ne-am întors privirea și către doamne, am pivotat, să zic așa, și către ele, pentru că sunt foarte multe femei care nu își găsesc un costum bine făcut, astfel că ne-am întors privirea și către ele. Deci noi facem în acest moment, Gorun îmbracă atât femei cât și bărbați. Cam în orice context putem îmbrăca bărbatul, pentru că putem face tot pentru zona de casual business, dar și ceremonie, iar pentru doamne, în special în zona de business, ne adresăm. De ce ai ales acest tip de business? Cred că el m-a ales pe mine, să zic, pentru că uitându-mă înapoi cu mult timp în urmă, îmi dau seama că mi-a plăcut mereu să mă îmbrac bine, în măsura în care mi-am permis să o fac și în măsura în care aveam opțiunile pe care le aveam la momentul respectiv, puține, dar mereu mi-a plăcut frumosul. Și atunci, în momentul în care, în căutarea mea, am fost salvamar, mă rog, în Spania și făceam vreo 3 veri la rând, am tot făcut traseul ăsta România-Spania, după ce eu am obosit, m-am oprit în loc și m-am gândit ce vreau să fac. Și dându-mi seama că sunt foarte pasionat de zona asta, citeam foarte mult despre stil vestimentar masculin, mă uitam la clipuri și atunci răspunsul a venit aproape natural și firesc, că asta vreau să fac. Și am căutat contextul în care să fac, să pun în practică toate informațiile pe care le adunasem, să le pun în slujba oamenilor și am găsit contextul după care l-am creat, context ne aflăm acum. Cred că m-a ales mai degrabă contextul pe mine și business-ul, domeniul, să zic așa, pe mine decât eu pe el. Aproape firesc, cum ziceam. Bănuiesc că ca să ai un loc atât de frumos e nevoie de o investiție destul de mare. Care a fost această investiție și a fost din bani proprii sau din împrumutați sau ceva fonduri? Să știi că investiția inițială n-a fost extraordinar de mare, dar a fost nevoie de... N-a fost un împrumut, de mai degrabă am asociere cu un prieten de-al meu, Bogdan Pandia, care el a venit cu, la final când am tras linie, am ajuns undeva la vreo 12.000 și ceva de euro, dar asta pentru că, fiind un spațiu destul de mic, n-a necesitat foarte multe, nu știu, costuri și costurile au fost reduse și pentru că noi suntem cei care ne-au suflecat mânecile și am dat cu trafaletul și am amenajat spațiul care arată așa cum arată în momentul de față. Am mai făcut un barter cu un prieten care ne-a ajutat cu designul, deci cumva cam acolo am ajuns cu investiția inițială, una, cum spuneam, nu foarte mare și asta și pentru că filozofia, să zic așa, business-ului în momentul de față e că facem produse custom-made pentru fiecare client în parte, pentru că fiecare dintre noi suntem unici și atunci nu am fost nevoiți să aducem stocuri care ar fi necesitat mult mai mulți bani și mult mai multe investiții, pentru că stocurile presupun niște bani blocați inițial. Și atunci noi nu, neavând nici spațiu de așa natură, dar cum spuneam, viziunea e de a face fiecărui bărbat sau femeie și acum produs unic, nu am fost nevoiți să investim mai mult în acele stocuri. Deci 12.000 și ceva de euro, să concluzionez. Gorun este amplasat chiar lângă un hotel de lux din Cluj-Napoca. Cât de mare este spațiul? Este închiriat sau sunteți proprietarii lui? Și cum crezi de care este o suprafață necesară pentru un astfel de business? Suntem chiar în incinta hotelului Beifin și Beifin are o filozofie interesantă în sensul în care
ei își gestionează strict partea de hotelărie, doar cu partea de închiriatul camerelor de hotel și în rest spațiile anexele, să zic așa, spațiile anexe sunt sub închiriate altor furnizori sau altor firme. Și noi suntem una dintre firmele care a închiriat într-adevăr acest spațiu în incinta hotelului. Spațiul e în jur de 23 de metri, 24 de metri, cu tot cu partea de cabină și un mic depozit în spatele nostru. Și da, suntem din fericire într-un hotel bine cotat din Cluj-Napoca și bine poziționat, pentru că suntem chiar din fericire în inima Clujului, a zice, și asta ne ajută foarte mult. Aduce și trafic și vizibilitate, dar și efectiv clienți care vin din VAD și cumpără. Dar e ca și suprafață, să-ți răspund și la suprafață ideală pentru un astfel de business. Noi suntem foarte mulțumiți în momentul de față, doar că în momentele în care, cu spațiul pe care îl avem, doar că în momentele în care se aglomerează și sunt perioadele foarte încărcate, avem oarece probleme. Chiar anul trecut aveam în vară aveam ceva dificultăți în a ne depozita costumele care veneau comandate de clienți. Clientul nu venea imediat ce ajungea costumul, pentru că fiecare are o viață și nu are timp să neapărat să vină pe loc când l-am sunat. Și atunci se acumulau așa umerașele, ceea ce e o problemă foarte plăcută pentru un business, să nu mai știi unde să ții costumele, produsele pe care clienții le comandă, dar aș prefera totuși, mi-aș dori totuși un spațiu un pic mai mare. Să zicem un 40 de metri, cred că deja ar fi un spațiu ideal pentru un astfel de business. Ca să mai poți să ai poate miniserii de costume, poate miniserii de cămăși pentru a deservi și acei clienți care nu vin din timp. Pentru că businessul ăsta presupune ca orice client care întrece pragul și vrea să colaborăm, să vină cu cel puțin 4-5 săptămâni, pentru că atât durează producția unui costum sau unei cămăși sau a unor pantofi. Și atunci e nevoie să vină din timp. Și dacă aș avea un spațiu mai mare, poate că aș avea câteva miniserii de produse pe care să le pot oferi clienților care vin prea din scurt, să zic așa. Unde te pot găsi oamenii sau cum putem ajunge la Gorun pentru un costum mega fain? Păi în lumea virtuală, în metavers, așa, ne suntem pe Facebook, Instagram, LinkedIn, Gorun, Gorun Suits. Iar în plan fizic, în plan real, în piața Avram Iancu, cum spuneam, în incinta hotelului Befin, la numărul 3. Deci în piața Avram Iancu numărul 3, Cluj-Napoca. Evident. Ovidiu, cine sunt clienții Gorun și cum atrageți clienți noi aici? Având în vedere că suntem un brand care ne poziționăm ca și calitate medium-high și prețurile sunt în consecință și sunt oamenii care preferă calitatea, oamenii care preferă, dincolo de calitatea unui produs, și experiență aparte. Oameni care ies din țară și au gustat dintr-un customer service corect, făcut bine, vor să repete experiența respectivă și în țară. Și atunci, cu tot dragul, consider cu toată modestia că oferim o experiență faină oamenilor care ne trec pragul și drept dovadă stă și faptul că peste 70% din clienții care ne vin, de fapt, vin din recomandări. Și atunci asta denotă faptul că ne facem o treabă bună. Până la urmă, oamenii sunt mulțumiți și ne recomandă. Sunt oameni care se îmbracă constant, poate la costum, oameni din business, oamenii care, avocați, da? Oamenii care se căsătoresc, bărbați, da? Care căsătoresc, și cred că cei mai mulți sunt din zona asta, adică care nu neapărat poartă cu recurență costumul, dar atunci când au nevoie, într-un moment atât de important din viața lor, tratează și alegerea costumului ca atare, ca fiind o alegere importantă. Și atunci ei ne trec pragul și sunt aici. În rest, vin clienți cu cum îi atragem și prin poziționare, pentru că suntem, repet, în inima Clujului, suntem vizibili în platformele de social media, evenimente, avem parteneri strategici, să zic așa, de unde mergem și facem networking și atragem, le spunem oamenilor ce facem și de acolo, evident, oamenii care au nevoie vin și apelează la noi cu toată încrederea.
Descrie-ne procesul sau experiența prin care trece un client când vine la voi și zice că are nevoie de un costum. În primul rând, ar fi necesar să ne treacă pragul și dacă știe sau nu ce își dorește, nu e nicio problemă pentru că asta, cu asta mă ocup eu și fac tot posibilul să-l ajut. Îl trec așa pe client prin, dacă nu știe, îl trec așa printr-un soi de interogatoriu, cu ghilimele de rigoare, evident, pentru a-l descoperi, pentru a vedea care sunt nevoile, care e contextul spre care se îndreaptă. Intru și în garderoba lui, tot cu ghilimele, metaforic vorbim, pentru că îl întreb să văd ce mai are acolo, pentru a nu-i oferi, pentru a nu duplica deja ce este acolo și pentru a-i completa, poate. Sunt atent la conformația corpului, suntem atent la toate aspectele respect acestea și în consecință vin cu, consider eu și de cele mai multe ori se dovedește a fi așa, cea mai bună soluție pentru el, pentru contextul spre care se îndreaptă. Procesul durează în sine, în showroom, undeva între o oră și două ore, depinde de cât de hotărât e asupra țesăturilor pe care o alegem, pentru că în prima fază se alege țesătura, după care trecem la luarea măsurilor, după care ne așezăm și stabilim toate detaliile. Cum vrea să arate costumul, dacă vorbim strict de un costum, de la țesătură, asta o alegem în prima fază, nasturi, căptușeală, rever, umeri, e un întreg proces prin care trebuie să treacă și de obicei e fascinant, pentru că mai ales pentru femei, că ele nu au parte de așa ceva niciodată, știi? Și că e foarte amuzant când vin împreună cu, fiind bărbați însoțiți de femei, că noi nu avem parte așa, la noi a fost mai simplu, nu știam că așa de complicate și aproape că sunt invidioase, știi? Dar din fericire fac cum o facem și pentru ele. După care, ca să... Durează ca și termen de execuție, din momentul în care am stabilit toate detaliile acestea, undeva la între 3 și 5 săptămâni durează până costumul vine și asta depinde de țesătura pe care o ales-o, depinde de furnizorul de la care a ales tu țesătura și atunci poate să dureze 3 săptămâni, poate să dureze 5, cam aici e termenul de execuție a unui costum. Care este prețul mediu al unui costum făcut la Gorun? Aș pune mai degrabă prețul de pornire și prețul de pornire e de 2950 de lei pentru un costum din două piese, la care sigur se mai poate adăuga, se mai sunt anumite opțiuni, costuri extra pe care clientul le poate alege sau nu, dar poate pleca de la 2950 și sigur, sky is the limit. Prețul, plaja superioară de prețuri, zic așa, nu pot să spun pentru că depinde de ce țesătură alege fiecare, dar cred că cel mai relevant și ca unitate de măsură, ca etalon să luăm așa, e prețul de pornire. Pentru două piese, pentru trei piese care presupune și vestă, 3650. Asta ar fi costul de început. Și aici încolo, în funcție de ce țesătură alege fiecare, prețul poate doar să crească. Cum este concurența în această nișă, nu știu, atât la nivel de Cluj-Napoca, cât și la nivel de România? Cred că s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani această piață vestimentației masculine, acest fashion retail destinat sau dedicat bărbaților și în special în Cluj-Napoca, pentru că am fost de curând la Timișoara, unde sunt vreo 3-4 competitori, să zic așa, în branșa asta, pe când în Cluj deja cred că suntem peste 20. Cred că e cea mai mare concurență raportată, evident, la numărul de locuitori la suprafață, că altfel Bucureștiul, mai mult ca sigur, e numărul 1, dar ca și raportat la suprafață și locuitori, Clujul cred că are cea mai mare concurență în această arie. Sunt în jur de 12-13, dacă nu mă înșel, de branduri în Cluj care fac custom-made, deci în zona de bespoke made-to-measure și pe lângă până în 20 sau peste 20, cred că cu tot cu cei care au produse ready-to-wear, sigur că sunt nișați fiecare. Sunt branduri care se adresează mass market și sunt brandurile premium care cu prețuri mai mari, cu calitate mai bună, care se adresează oarecum mai nișat. Dar se pare că în continuare Clujul e o piață bună, inclusiv pe partea de costume. De asta apar branduri și inclusiv în urma situației COVID se pare că nimeni n-a închis. Deci în continuare rezistă, ceea ce denotă că piața e destul de stabilă. Cu cât ai vinde business-ul tău în acest moment? Întrebări mai ușoare n-ai? Nu știu ce să zic. Cristi, în acest moment, nu știu dacă l-aș vinde.
În schimb, cred că aș fi tentat totuși să atragem un partener nou, poate în business, nu l-aș vinde cu totul. E ceea ce mi-am dat seama că îmi place să fac, consider că mă deși descurc destul de bine și mă văd făcând în continuare treaba asta, astfel că nu m-aș vedea făcând un exit, să zic așa, să vând cu totul, dar să atrag parteneri sau partener care să vină să investească, să facă o infuzie de capital și să ne ducem la următorul nivel, să scalăm. Cred că asta da, asta aș fi dispus să împart din părțile sociale, atât eu și cât și Bogdan cred că ar fi dispus. Este disponibilă achiziția unei francize Gorun sau planificați dezvoltarea unei în viitor? În acest moment nu avem franciză, nu ne gândim în viitor foarte apropiat să facem, însă în planul de dezvoltare a business-ului intră și această opțiune. Însă în acest moment lucrez chiar în mod activ la un alt plan de extindere, dar despre care aș prefera în momentul ăsta să nu povestesc ca să nu dau din casă, să le dau idei și altora. Dar e un plan foarte mișto, pentru că cu cine am mai povestit oricum, mi s-a confirmat că așa e, deși în mintea mea nu aveam nevoie de confirmări, pentru că știam că e un plan bun, dar poate o să ne vedem cu altă ocazie când lucrurile încep să se miște în direcția respectivă și atunci povestim despre, ok, what's next? Dar planul sună super bine de extindere la nivel național în acest moment și nu, ca să concluzionez, nu e vorba despre franciză, e mai mișto atât, a zice. Ce alte produse sau servicii mai putem găsi la Gorun? Dacă inițial am pornit doar cu costume, acum facem pantofi, ghete, sneakers, varianta de, ce spuneam și mai devreme, de să fim alături de clientul nostru cam în toate etapele vieții lui, dacă vrei, de la zona de casual și sport, la business, iarnă și, evident, ceremonie. Avem accesorii batiste, bretele, cravate, șosete și mai facem și jeans custom made, care sunt niște jeans iarăși deosebiți, pentru că denimul din care sunt făcuți aparțin sau e produs de către cei de la Candiani, care au o tradiție de vreo 85 de ani și e unul dintre cei mai buni producători de denim din lume și ne mândrim că avem un astfel de produs în showroom. Mai avem pentru perioada de toamnă, iarnă, paltoane și pulovere care înseamnă malete, cardigane, la baza gâtului sau cu anchor. Toate materialele, în schimb, pe care noi le folosim sunt 100% naturale. Dacă și în pulovere avem cașmir și lână, în paltoane de asemenea și în costume nu mai vorbesc. Totul e, aș spune, la cel mai înalt nivel, pentru că și lucrăm cu cei mai buni producători de stofe din lume. Câți angajați are Gorun în acest moment? Sunt oameni în șoc. Eu centrez eu cu capul. În momentul ăsta nici nu avem nevoie. Și ținând cont de contextul în care ne aflăm, în care, sigur, vânzările au mai scăzut și atunci nu avem nevoie de angajați. Sunt singur, dar planul e în desfășurare, în a aduce oameni în noi. Și, evident, care presupune și extinderea brandului, dar pentru mai multe detalii, ne vedem la anul. Care sunt încasările Gorun și care sunt estimările pentru anul următor? Aș prefera mai bine să-ți spun care e cifra de afaceri și care a fost, de fapt, pe 2021 și am ajuns la 130.000 de euro. Evident, creștere față de 2020, dar cred că toată lumea a avut creștere în 2021 față de 2020, fatidicul an în care, într-adevăr, COVID-ul ne-a lovit din plin. Asta și pentru că, lovind industria Horeca, suntem direct conectați la ea și la evenimentele sociale. Dacă nu ești din casă, de ce te-ai îmbrăcat frumos? Eventual poate de Revelion, cu Dan Negru și stai frumos îmbrăcat în casă, dar nu e cazul. Deci în 2020 am ajuns undeva la vreo 70.000 de euro, 75.000 de euro, ceva de genul ăsta, cifră de afaceri. Deci aproape că a fost dublu anul trecut față de 2020. Ne propunem ca în acest an să creștem cu măcar 30% la finalul anului față de 2021, astfel încât să ajungem la 170.000 de euro la finalul anului. Care este cel mai complicat aspect în business-ul tău? Cred că
cred că sunt vreo două, sau cel puțin așa pe moment, dacă, ca să-ți răspund, care îmi vin în minte, sunt două. E unul sezonalitatea, într-o oarecare măsură, a business-ului, pentru că în România costumul e purtat preponderent în sezonul cald și atunci, datorită evenimentelor, că sunt ceremoniale sau vorbim de niște botezuri sau evenimente de socialize, evenimente de networking, acolo se îmbracă românul în general la costum, dar asta e unul la mână, dar și al doilea aspect e că fiind doar un showroom în format fizic și nu e ceva, nu avem magazin încă în shop online, cred că ne adresăm în momentul ăsta doar oamenilor din Cluj și din prejurim. Atunci cred că un atu sau un plus pentru business ar fi să avem un shop online cu produse care s-ar putea adresa nu doar Clujului, nu doar României, ci întregii lumi. Cred că acolo ar fi un plus pe care ar trebui să-l avem sau să umblem acel minus. Și crezi că e posibil să aduceți partea asta de made to measure în online? Nu știu dacă made to measure nu cred că poate fi dus în online, sau probabil că sunt anumite branduri sau business-uri care fac treaba asta la nivel mondial, dar cu alte bugete, cu alți bani, evident, pot să ducă și partea de custom made în online, doar pe partea de accesorii mai degrabă, sau produse, poate o gamă sport, care nu necesită de ready-to-wear, chiar dacă în primă fază, cum ți-am mai spus mai devreme, valorile sau viziunea era de un produs custom, dar cred că ne putem adresa și oamenilor, sau putem pivota în acest moment să ne adresăm și oamenilor care caută produse sport diferite, unice, de foarte bună calitate sau casual în zona asta. Și am deja în minte și deja proiectul cum arată, deja le văd. Și dacă nu se va întâmpla anul ăsta, cu siguranță la anul vom fi și acolo cu niște produse foarte, foarte cool. Cât câștigă Ovidiu Lădar personal din Grun? Suficient cât să trăiască bine. Știi cum e? Se spune că despre banii, despre relația personală, despre viața personală, nu dezvălui foarte multe, sau mai bine să nu știe lumea. Am un trai decent, fac cam ce doresc, lucruri care îmi plac, deci n-aș prea să dau din casă cam cât câștig, dar se poate câștiga bine în domeniul ăsta și mai ales în perspectiva planului pe care l-am, oamenii care vor să se alăture proiectului Gorun pot câștiga foarte bine, într-adevăr. Ovidiu, povestește-ne o întâmplare interesantă sau emoționantă legată de Gorun. O întâmplare, acum e amuzantă oarecum, pentru că, evident, și întâmplările nefericite atunci când le povestești după o vreme, le povestești cu zâmbetul pe buze și te amuzi. Prima experiență a noastră legată de PT Uomo fiind cel mai mare târg de vestimentație masculină din lume, zice, se desfășoară la Florența și am fost chiar în 2020, înainte să înceapă COVID-ul. Și luasem chirie într-un apartament din Florența, cât de cât de aproape de Fortesa d'Abasso, unde se desfășoară târgul. Plătisem un avans pentru acea chirie și trebuia să plătesc diferența. Doar că contul pe Airbnb, pentru că pe Airbnb l-am luat, l-a făcut pe Yahoo, eu nu prea mai foloseam Yahoo, mi-a venit notificare, dar eu n-am văzut-o, că ar trebui să plătesc și diferența. Iar aterizasem la Bologna și trebuia să mergem către Florența. Și în drum spre cazare, eu dau să sun proprietarul sau să văd cum ajungem acolo. Și ulterior, ca să aflu că, de fapt, cazarea nu mai există disponibilă, pentru că eu n-am achitat diferența. Ei m-au contactat pe mine, evident, dar eu cum nu folosesc Yahoo, n-am văzut. Nu eram în autocar către Florența, trebuia să ajungem în jumătate de oră și noi nu aveam cazare. Și atunci ne-am dus, am căutat repede altă cazare, am găsit o cazare, am luat repede ce am găsit, pentru că Florența în zilele respective e o nebunie totală și să găsești ceva și aproape de târg e misiune imposibilă, aproape. Trebuie să găsești într-un buget anume. Și am găsit o altă chirie. Dar până la se elibera chiria respectivă, trebuia să așteptăm. Și am așteptat pe acolo, prin tot felul de localuri. Am stat aproape 4-5 ore că am așteptat, cu trollere după noi, cu haine, cu tot. Obosiți după drum, treziți de vreme, îți dai seama. Ne ducem la chiria respectivă și ca să aflăm, eu n-am fost foarte atent la toate detaliile de pe Airbnb, și ca să
aflăm că la moment când am ajuns acolo la, la apartament, de fapt noi trebuia să stăm într-un apartament cu mai mulți oameni. N-am citit foarte bine detaliile și eram uitat așa unii la alții, eram cu să dormim toți trei într-o cameră. Eram eu cu Bogdan și cu fotograful, cu Iulius Paul. Și prima noastră experiență în Florența era de genul ăsta, după care am zis, bă, nu, nu putem sta aici, adică trebuie să găsim altceva, nu avem unde să ne imaginează că noi cu costume și cu huse, după noi nu aveam unde să agățăm, nu aveam dulap în cameră, în apartament, imaginează, nu aveai cum să încui camera, adică era un haos total, îți dai seama. Și pe aia zic că hai să căutăm altceva, am vorbit cu Airbnb, am trimis și poze, că era oricum, era ciudat, arăta urât și locul, în poze arăta bine ce am văzut, mă rog. Și între timp am căutat și am găsit o altă chirie, dar noi plecați de la 5 dimineața, am ajuns pe la 7 seara, cred că la chirie, îți dai seama, la 5 dimineața plecați din Cluj, am ajuns pe la 7 seara la, la chirie, Paul săracul Iulius a căzut mort la datorie când am ajuns la chiria respectivă. Eu cu Bogdan am mai ieșit în oraș și ne-am întâlnit cu partenerii noștri din, care venise și la, la, la Florența, dar prima noastră experiență la Piti care se presupunea a fi ceva foarte fain și a fost până la urmă foarte fain, dar am plecat așa cu, știi, cu, cu, cu stângul în toată, în toată aventura asta. Dar vezi că e frumos când o povestești că e amuzant și ne bucurăm cumva acum că a avut parte de experiența asta, că ți-o povestești cu drag, știi? Deci cred că asta a fost cea mai peripeția cea mai mare, să zic așa, în cei 3 ani de zile de, de Gorun. Da, cred că asta a fost. Ovidiu, îți mulțumesc pentru interviu. A fost foarte captivant și interesant, mai ales istoria de la sfârșit. Și sper să ne revedem cât de curând, anul viitor, cum ai spus și tu, cu realizarea planului tău. Da, cu cât mai mulți clienți bine îmbrăcați, cu cât mai mulți, pentru că știi cum, suntem într-un, într-un continuă dezvoltare noi ca oameni, iar dezvoltarea personală înseamnă, sau a face pe cineva mai frumos, pentru că cu oamenii care ies de aici ies mai frumos, înseamnă și o versiune mai bună a lui. Deci el s-a și dezvoltă omul când, personal, când se îmbracă mai bine, devine versiune mai bună a lui. Așa că la cât mai mulți oameni dezvoltați personal prin vestimentație. 'Ți mulțumesc pentru vizionare. Lasă-ne un like, subscribe și comentariu și neapărat spune-ne cine vrei să fie următorul invitat. Pe curând!